Bună dimineața la toată lumea! Azi e vineri și am să fac un vlog cu ce o să facem noi azi, adică eu mai mult. Și acum mergem repede să facem cumpărături, scăpăm chinul săptămânal și după care, nu știu, mai vedem ce se mai întâmplă. Mi-am luat cafea takeaway, Robert mă grăbește. Vrem să mergem repede să facem cumpărăturile și după să, dacă avem timp până pleacă el la muncă, să mergem la un magazin de bebeluși. Avem de cumpărat un cadou pentru niște prieteni care au născut. Ea a născut și vreau și eu să mă uit la ceva pentru bebe. Sper să avem timp să ne încadrăm, că la unul Robert începe munca și rămân singură. Faza e că n-are ceva piedică, nu? Da. Are ceva piedică acolo. Am terminat. Am cumpărat un cadou drăguț. Deci mai merg să mai iau ceva. Dar din altă parte. Am găsit și pentru noi ceva. Adică pentru bebe. Da, nu l-avea în stoc și trebuie să-l comandăm online. O să-l comand eu azi. Un pătuț pentru living. Și cam atât. A reușit până acum. Mergem acasă cu Robert să plece la muncă și stresat. Adică îl duc eu, că am nevoie de mașină azi. Trebuie să mă plimb prin magazin, e plăcerea mea. Nu glumesc, chiar nu-mi place, dar uneori trebuie. Și azi e ziua aia. Nu-i mai place acum afară. Hai, bagul grecești. Ok. Hai, să-i zi ușoară. Mulțumesc. Iubesc. Pa. Și pa. Pe locăciulă? Wow, mâncea. Dar nu mai pur căciulă, mă încălzești tare, că am și asta la gură. E ok. Hai. Hai. L-am lăsat pe Robert la muncă. Am de luat azi cadouri să mă văd cu Moș Nicolae. Vreau să iau ceva lui Robert. Mergem weekendul ăsta în vizită la niște prieteni de casă nouă, trebuie să iau ceva. Mai vreau să iau ceva pentru bebe, v-am spus că am luat ceva, dar mai vreau ceva pentru bebele la care mergem. Deci azi e pe cadouri. Și sper să găsești să termine pe cam maxim o oră la dispoziție până o să am nevoie la baie urgent și o să trebuiască să fiu acasă. Am ceas deja pus. Da, sper să găsesc și să rezolv repede, că nu-mi place să mă plimb în magazin și să pierd timpul. Dar na, hai că poate acum dacă e cu Crăciunul și cu cadouri, mă simt mai bine. Vă arăt după ce iau dacă găsesc. Nori, unde vrei să te bagi, Ana? Ce frumos miroși! Da. E ora... Nu știu cât e ora. E 3 și un sfert. Am stat vreo 2 ore. Dar am reușit să cumpăr ce avea nevoie. Vă arăt repede ce am luat. Sorry. O coroniță naturală. Mi s-a părut tare drăguță și de
din sezon. Și am cumpărat pentru bebe șosete multe. Adică să mă scuit. Am căutat mult de ăștia. Îți plâng. Mamă, ce drăguț sunt. Ăștia cu totul. Am luat vreo 3 perechi. Da, anyway. Dacă tot erau acolo, de ce nu? Și de astea scurte mai am, da. Extra. Am mai luat chestii de-astea. Nu vreau să trec în cadru mereu și o să strici filmarea. Pentru suzete. Am două suzete care vreau să le iau cu mine la spital. Și n-aveam în ce să le pun. Și am găsit chestii de-astea interesante. Ce nu găsești, deci, în zilele noastre, s-o inventa pentru orice ceva. Am mai cumpărat pentru bebele la care mergem încă niște hainuțe. Uf. Normal că eu sunt foarte entuziasmată, îmi plac foarte mult. Și asta e. Simplu, dar mi-a plăcut mult culoarea și materialul. Am luat două calendare cu ciocolățele. Să avem la cafea. I-am luat lui Robert o maletă pe gât neagră simplă, pentru că nu o are neagră și eu am și îmi place foarte mult a mea și m-am gândit că și lui cred că o să-i placă. I-am mai luat ceva, da. E în... Vă arăt imediat. Și mi-am luat și mie ceva, pentru că Roberta nu s-a sigur, adică sigur, nu a avut timp să ducă să-mi ia ceva și mi-a și zis că nu știi cum să facă, pentru că weekendul ăsta suntem plecați. Și de asta am luat cadouri pentru amândoi de Moș Nicolae, am luat și de astea două și mi-am luat și o fustă. Chiar dacă nu vreau neapărat ceva, dar știu că dacă nu-mi luam și eu, gen nu se bucura de cadoul lui la fel de mult, simțea prost. Sau trebuia să umbli, dar n-avea când, că duminica aici era totul închis. Deci am zis că anul ăsta fac eu cinste de Moș Nicolae. Și m-am luat o fustă de graviduță. Ups. Am mai luat o șampanie de copii. Drăguță, ca să sărbătorim noi doi. Mi-am pus lampa pentru că afară e întuneric și nu, deci nu este lumină deloc. Nuri, din nou. Nuri, arăt fundul la oameni. Doamne, ferici, nesimțit ești. Fiți atenți ce am făcut. Adică eu când fac unboxing sau cum se cheamă, nu mă joc. Mă apuc să le pun la loc, că nu pot să stau dacă arată lucrurile așa. Era să uit. Am și de împachetat cadourile pentru că vreau să fie gata, pregătite azi. Așa că mă apuc acum să le împachetez. Voiam să vă arăt cât de drăguț arată cadourile împachetate. Le-am pregătit.
Aici e pentru bebe cu ce mai am mașină. Asta e de casă nouă. Asta e al lui Robert. Adică astea sunt a noastră. L-am pachetat și pe a meu, desigur, pentru că... Nu știu, doar așa de chestii. Arată drăguț? Aș fi vrut să am o cutie și pentru asta lui Robert, dar nu m-am gândit din timp și se vedea mai drăguț. Oricum, mulțumesc mama că m-a învățat să-mi pachetez cadouri, îmi folosești și în ziua de azi, să le fac drăguțe. Îmi place ce a ieșit. Îmi dă un vibe bun așa cu atmosfera asta de Crăciun. Acum să văd unde ascund eu astea. Că nu vreau să le vadă Robert până duminică. Și nu știu, trebuie să le caut un loc bun să le ascund. Sper să găsesc. Haideți, vă arăt ce idei mi-au venit mie. Deci cu slipperul ăsta a fost... Eu de fiecare dată când am primit hăinuțe sau am cumpărat, tot am pus în el. Era full. Și am zis ca să nu stea greutate pe el. Le-am pus în saci. De desubt și am zis că na, până le spăr, până le pun la locul lor, le las acolo. Dar între timp am cumpărat alte chestii pe care le-am pus în pătuț și tot plinui. Deci, de asta arată așa. Și ideea care mi-a venit, am pus într-un sac de ăsta cadourile noastre și sigur nu le găsește și nu le vede Robert acolo, că nu se uită. Aș uita ce mi-a adus mama cadou din România, țărâncuța mea. Bine, mărișoara asta, cred că cam de un an. Româncuța mea. Mi-am pregătit ingredientele pentru salam de biscuit. Sincer, nu mai am niciun chef de făcut salam de biscuit, dar na, m-am gândit că i-am spus Robert tot ziua, m-am lăudat că fac salam de biscuit și na, mă gândesc poate vin de la muncă și chiar are poftă de salam de biscuit dacă am albit omul toată ziua că îi fac salam de biscuit și na, am zis că să-mi adun puterile și să... Îl fac fistic, unt, lapte, miere, cacao și biscuiți. Eu am găsit doar așa. O să-i desfac din punguțelițele lor. Și mă apuc să-l fac să văd. Dacă mi iese, n-am făcut niciodată. Sper să-mi iasă. Gata, salamiarul, îl bag la frigider. Cred că până diseară sau până mâine dimineață, adică diseară, cred că vrea Robert să guste și eu nu, zic că nu. Sper să mi fie și bine, miroase super. Adică nu cred că are ce să numească, că am urmat rețeta în step by step. Sunt curioasă dacă sunt eu singura gravidă care pățește asta. Nu mă pot obișnui cu burta asta, nu știu. Eu în capul meu mă apropii de lucruri exact ca înainte. Și tot timpul mă urdăresc de mâncare și mă ud. Mă pățește cineva să dor eu.
Hai să gustăm, că și eu sunt curios, nu gustăm. Mamă. E bun? Da. Gustăm în direct. Aveți grijă. Încerc. Îți dai tot jos. Ba nu. Bun? Mhm. Mm. Mamă, ce roșu la față. Ți-am spus. Asta s-a luat din biscuiți, nu ți-ai luat-o. Nu se compar, dar de la ăla mi s-a făcut mie poftă. Cam atât pentru azi. Noi mai stăm acum la un biscuit, la un salam cu biscuiți, o cană de lapte. Povestim cum ne-a fost ziua. Alții mai bun, alții mai prost. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Și să apăsați clopoțelul Jingle Bells. Și ne vedem data viitoare. Peace! Pa! Pa!